Agenții economici din Gorj, care vor să-și păstreze afacerile prospere și pe timp de criză, recurg la tot felul de metode prin care prejudiciază statul. Din această cauză, comisarii gărzii financiare au intensificat controlele și au verificat de la începutul anului și până în prezent peste 1300 de agenți economici, iar la mai mult de jumătate dintre aceștia au fost depistate nereguli. Unii au scăpat numai cu amenzi și mărfuri confiscate, iar 87 de agenți economici s-au ales cu dosare penale. Evaziunea fiscală a fost, să zicem, de o amploare mai mare față de 2010. În acest sens pot să exemplific că până în acest moment, în ceea ce privește evaziunea și frauda fiscală, au fost constatate 87 de cazuri în 2011 față de 64 în 2010. Situația evazioniștilor i-a fost prezentată și prefectului de Gorj, Liviu Andrei, care crede în continuare că prejudicierea statului de agenții economici continuă să fie o problemă pentru județ și ar trebui stopată. V-am spus de ani de zile, vă spun că nu putem noi să schimbăm lumea, dar facem eforturi deosebite, gardă, finanțe și agenții de control, ca să mai reducem evaziunea fiscală. Ne întrebăm cu toții de ce circulate mașini pe stradă. Și un specialist îmi spune, trebuie să te uiți noi și trebuie să te uiți la economia din spate. Cele mai multe nereguli unde s-au aplicat și cele mai multe sancțiuni au fost depistate la agenții economici care realizează comerța în gros și în detail, prestatorii de servicii și cei care comercializează materiale de construcții.